Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal, Porumb Baby John Vlogs. Astăzi facem un vlog pentru că trebuia să filmez ieri, dar am avut niște treabă. Trebuia să, ziceți voi, să mă duc să îl ajut pe prietenul meu Cornel să facă, să separe porumbei și am uitat de vlog. Am venit târziu. După cum vedeți, dragi prieteni, în această dimineață vreau să vă arăt și porumbei care au rămas. Chiar au rămas, nu mă așteptam să rămână unii dintre ei. Unii dintre ei s-au dus la George. M-a anunțat George, mi-a zis. Trebuie să mă duc să iau. Și am mutat și ornamentul aici pentru că e mult spațiu. Mi-au scris unii dintre voi că da, e bine să mut și ornamentul aici. Haideți să le dăm și lor să mănânce, că e dimineața și sunt plămâni. Deci, da, dragi prieteni, hai să vă zic care au rămas. Deci, mi-a rămas așa, mi-a rămas cucaia, mi-a rămas ăsta argintiu, ăsta, uite ăsta de aici. De 2019, de la omul ăla, de la Daniel. Așa, argintia aia de la George. Masculul de la Nea Cornel, alburiu ăsta. Ăsta de aici. Și mai mi-a rămas negru ăsta, care l-am primit cadou, credeam că pleacă, n-a plecat. Restul au învățat, iau te-a spus că a venit și ieri, e bântuia, dar unii dintre porumbei de la George, uite, că tot mă uitam acum afară, sunt, chiar acum e mai unul alburiu, un argintiu de la George, este pe casă la vecină, o să le dau drumul, poate o să-l atragă ăștia ai mei spre casă. Dacă n-ați băgat de seamă, am uitat și aia pescărul și chinezește, uitați-i, femeia masculul. Încă nu s-au împerecheat, femeia nu e pregătită, v-am zis, masculul ar vrea să împerecheze, dar ea nu. Cu casa de la târcoale peste târcoale să lase și... După cum puteți observa, aici le-am mai făcut eu ieri curățenie. Le-am făcut puțin mai greu, că v-am zis, este foarte greu, pentru că era înghițat. Ia uitați și pe aici. Și pe aici, pe cuibare, le-am făcut cu ieri curat. E tot bec, lună. Am zis că ieri am venit foarte târziu și am trebuia să postez ieri, dar mă scuzați că n-am postat. Asta este. Dar sunt mulțumit că s-a învățat masculul de la Nea Cornel ăla de 2018, ăla de pleacă acum, argintiu ăla. Argintia asta. Și am băgat și ornamentul, ia uitați-i. Mulți porumbei n-au plecat, chiar n-au plecat. Mi-au plecat doar 2 la George sau 3, mi se pare, nu știu. Așa. În rest, le-am dat ieri drumul la porumbei și s-au încurat cât au putut de așa. Și ieri când am venit de la Nea Cornel, m-am pomenit cu asta, cu cuca asta, cu ăla de negru de acolo. Deci, dragi prieteni, stați puțin să vă zic ceva. Deci, de ce s-a întors cuca? Eu nu știam că cuca e făcută cu masculul, mă, unde e masculul ăla de la Nea Costel? Cu masculul ăla vânăt acolo, ăla de în fund de tot, ăla de 2016, ăsta. Cu ăsta de lângă roșie. Eu nu știam că e făcut cu el, că s-a luat cu el. Pentru că ieri seara, când am venit să închid, i-am văzut pe unde aici, i-am văzut pe unde aici, gurea unul la altul. Și atunci mi-am dat eu cu seama de ce s-a întors cuca. Pentru că avea masculul aici, roșia, care și aici, ia uitați-o, asta. S-a întors pentru ăsta, că era o pereche, v-am zis, ăștia doi se luase la pereche. Ăștia doi se luase la pereche. Așa. Puia argintiu și cu roșu ăla zburau ca proști și nu știau pe unde să oprească. V-am zis, erau turmentați pentru că erau nedați, nu erau eliberați. Și în rest, astăzi nu știu dacă o să le dau drumul. Ia uitați pe scălu și cântă masculul înspre femeie.
Eu sper că e destul de bine aici, că sunt toți aici, adică și ornamentul și voiajorii. Mi-a rămas și argintiu, v-am zis, de asta de UCP 2018, de la Omola. Mi-a rămas aici. Credeam că o să plece, mă bucur că a rămas săracul. Ieri când le-am dat drumul, dragi prieteni, Uliu a atacat și cred că mi-a pleznit femela de standard, aia albă, nu știu dacă o mai țineți minte, dar vreau să o fac cu roșu ăla de aici. O să zice aia cu coada roșie, nu știu, orică a pleznit-o, orică e plavecinul punguțan, nu știu, nu pot să-mi dau cu seama, o să mă uit eu astăzi, după aia o să-i mai dau drumul. Uliu totuși atacă foarte, foarte... atacă foarte, foarte mult aici, pentru că, ziceți voi, atacă din cauza că are vecinul porumbei, dați drumul și din cauza aia. Deci da, cuca e luată cu ăsta, vânătul ăsta, aia uitați, cuca e acolo. Când am văzut că ăsta s-o lasă cu cuca, mi-am dat cu seama că de ce s-a întors cuca. Străinul n-a plecat, e tot aici, masculul l-a surzat. Așa, a mai rămas vânătul ăsta de lângă înfoiat, a mai rămas. Deci mulți porumbei care îmi plăceau mie să rămână, mi-a rămas. Ia uitați, aici am găsit unde e ăsta, ia uitați și cuca. Ăștia doi sunt luați pereche. Și văd că acum am văzut la vecin că încă un porumbel, unul argintiu, o să trăie pe casă. Ei, acum ce să vă zic, cum să vă zic eu, ia uitați. Ia uitați, v-am zis, aici am găsit aseară pereche. Asta sunt întorsoasă pentru el. Nu-i nimic așa, o să-i las pereche, o să se ia. Femeia de la, din italianul, din porumbelul Doru. Mă scuzați, am vrăcit puțin. Da. Temperaturile nu mai sunt așa scăzute, au mai urcat, adică nu mai este frig așa cum era, apă n-au mai înghețat, nu mai îngheață. Jucătorii sunt și aici. Așa, și ce să vă mai zic, dragi prieteni, sper că o să le dau și lor drumul, pentru că nu știu dacă o să le dau astăzi drumul. Așa, și am zis să fac așa un vlog la ei, pentru că am zis că să vă arăt ce au mai rămas din porumbei care le-am dat drumul. Da, dragi prieteni, le-am dat drumul și au mai rămas. Trebuie să mă duc să iau pe el la George înapoi, dar mi-a zis George că o să iau, o să-i tai la aripă, să scot o serie două de pui din ei și apoi nu o să mai plece. Mă miră faptul cum s-au dus la el, pentru că, dragi prieteni, cum să vă zic, că erau puiendri când i-am luat, erau doar odată ieșiți la el afară și mi-a dat mie, dar eu nu pot să-mi dau cu seama cum au putut să se ducă înapoi după atâtea luni de zile, atâtea zile închiși. Doamne, m-am uitat la videoclipul ăla, pe ce dată l-am postat când i-am luat. De atunci până acum, fraților, nu pot să-mi dau cu seama cum naiba s-au dus la el înapoi. În fine, e bine că s-au dus în sfârșit la el, pentru că pot să iau înapoi. Gălățeanca, oso, unde e gălățeanca, 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 unde ești, fată? Gălățeanca, nu o văd eu acum, unde naiba e mai. Ah, uitați acolo sus, lângă Siberian. O să fac cu jucătorii ai doi care sunt în cutia acolo, amândoi proștii, sunt amândoi masculi. Femeia de pescăruș încă nu s-a împerecheat cu masculul, uite masculul aici. În rest sunt toți aici. O să-mi caut o femeie de toboșar pentru că nu am găsit nici la omul ăla de la Craiova. A sunat și a zis că nu mai are toboșari. Și astăzi trebuia să mă duc la el să văd ce porumbii mare, dar din păcate Doru și cu prietenul meu Alex nu ne-a mai dus din cauza că asta e, nu au mai vrut, pentru că nu vedeau rostul, îi căutau alte rase de porumbei și omul ăla nu avea și i-a zis că mai bine să facem drumul degeaba, n-are rost. Da, dragi prieteni, încă ceva vreau să vă zic și eu ceva astăzi și vouă la toți abonații mei care mă urmăriți și îmi dați acolo like-uri, multe, multe like-uri. Vreau să vă zic că astăzi vreau să fac o promovare lui Alex Mocan. Parcă așa are canalul, da, sper că l-am nimerit Alex Mocan. Da, Alex Mocan este băiatul care postează cu standardii. Vă rog să vă duceți la el pe canalul lui, să-i vă abonați și la el pe canalul lui, la Alex Mocan. O să aveți linkul în descriere, dragi prieteni. O să vedeți că el e doctor veterinar. Eu cu George mereu îi cerem câte un sfat când avem probleme cu porumbeii. Adică gen când avem nevoie de ceva și un porumbel are o problemă,
El mereu ne dă sfaturi și ne dă niște sfaturi foarte bune. V-aș ruga să faceți like pe canal, o să aveți link-ul în descriere. Alex Mocan, el are, el postează despre porumbeii lui standard, are niște standard foarte frumoși. Și încă ceva, dragi prieteni, am vorbit acum câteva zile cu el și a zis că o să mă duc să mă, o să iau o pereche de standard de la el, pentru că o să, o pereche frumoasă, dar nu mă grăbesc să o iau pentru că vreau să o fac pe asta roșie cu masculul ăla de la George, asta de la Alex, asta roșie, vreau să fac cu ăla. Pentru că alba, v-am zis, mi-a dispărut. În fine, haideți să revenim la Alex Mocan. Deci v-aș ruga să vă duceți la el pe canal, să postați, să vă abonați, mă scuzați, să vă abonați la el pe canalul lui Alex Mocan. Îi găsiți link-ul în descriere. V-aș ruga să faceți toată lumea care are nevoie de sfaturi, pentru că el e și doctor veterinar, se pricepe și la porumbei. Și puteți să, dacă sunteți de aproape, bineînțeles, să cumpărați și porumbei de la el, pentru că el, cred că în primăvară o să vândă foarte, foarte mulți porumbei, nu știu, n-am prea vorbit așa cu el. Dar dacă vreți, el nu m-a rugat să-i fac promovarea asta, i-am făcut eu pentru că e un prieten foarte, foarte bun și, și el și George, suntem toți trei niște prieteni foarte buni, sfătuim între noi când e ceva de porumbei, ne ducem toți trei și ne luăm porumbei cât vrem și de unde vrem. Noi suntem mai aici, mai aproape și de-aia suntem așa uniți. Și George și Alex sunt prieteni cu mine. V-aș ruga să vă duceți și la George dacă vreți, și la Alex, Alex Mocan, și la George Porumbei. Vreau să vă duceți acolo să vă abonați și la ei, pentru că sunt niște băieți minune, pentru că au niște porumbei, ați văzut, unii dintre voi cred că ați văzut, are niște, au niște porumbei foarte frumoși. În fine, dacă vă place ceea ce face Alex, vă rog să vă duceți, să vă abonați, să dați și voi un like acolo, să apăsați butonașul de like, să strângă și la o sumă mare de like-uri și să adună și el mulți abonați, să aibă și el o familie mare acolo de abonați și să fiți la el pe canal activ și la mine dacă vreți. Și dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să apăsați butonașul de like, dragi prieteni. Haideți să mergem să vă mai arăt și așa și matca, să vă arăt și porumbița lui Alex, aia galbenă, și masculul meu la alb, să vă arăt că sunt la pereche, așa. Deci v-am zis, link-ul în descriere îl găsiți în link-ul lui Alex, îl găsiți în descriere, prieteni, vă rog să vă duceți acolo toată lumea. Vreau să vă zic încă ceva acum, să nu vă aud, că unii dintre voi mi-au zis să vă fac promovare, o să vă fac diseară, o să vă arăt la toți. Și care aveți Facebook, Instagram, vă rog să vă faceți în descriere acolo la mine, unde eu las, unde o să las link-ul lui Alex. Vreau să vă duceți să intrați pe link-ul de la Facebook-ul meu, să-mi dați cerere să fim prieteni pe Facebook, pe Instagram, o să vă las link-ul de la Facebook-ul meu în descriere. Vă rog să vă duceți acolo, să vă uitați, să intrați, să-mi dați un follow la Instagram. Așa, astăzi o să, cam asta este pe aici la porumbei. Sper că nu dă uliu, e o vreme urâtă, pentru că nu e nici soare, nu e nici frumos, e așa nărat cu vânt, foarte, foarte urât. Așa, perechea de strașer sunt, s-au luat și sus. Ia uitați, ce v-am zis, dragi prieteni, deci tocmai ce v-am zis, că un porumbel de la George, la vecinul meu pe casă. Și o să-i dau drumul la ăștia, o să-i dau drumul la noi acum, cred că după vlog, o să le dau drumul și o să mergem să vedem, o să vi-l arăt eu, dacă o să, nu cred că o să se vadă. Ia uitați, dragi prieteni, galbena de la Alex cu masculul meu alb, sper că o să se ia, pentru că nu vreau să plece la Alex, cred că asta o să plece. Dar o să-i mai las, o să-i mai las aici la pereche, pentru că ăsta alb era el, a luat cu femeia aia albă, coadă roșie, dar din păcate nu știu unde s-a dus. A dispărut într-o dată aseară, n-am mai văzut-o. Trebuia să fie cu ăștia înăuntru, dar n-a mai fost. Așa, spuneți-mi ce părere aveți și dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like. Haideți să mergem și la matcă, să vă arăt și matca. A, da, mă, înainte de matcă, ia uitați, urcei. Ce faceți, mă? Ăștia trei sunt trei purcei, ia uitați-i.
Am zis să vă arăt așa porcei, pentru că mi-ați întrebat unii că să vă arăt așa mai, să vă mai avea și animalele, da. Ia uitați, dragi prieteni, porceii sunt și ei pe afară. Nu înghețarăți, bă, nebunilor, că mi-e omor de fii. Nu înghețarăți, sunt trei masculi. Așa, și aici mai avem unul mare, ia uitați-l, care doarme acolo jos, răguțul de el. Bă, cic, cic, cic. Bă, cic, 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 cic. Băiatul, cic, cic, cic. Cică. Da. Haideți să-l lăsăm să doarmă. Ia uitați-l și pe vecinul ăsta al meu, a început să taie cu drujba, dacă mă scuzați pentru zgomot, pentru că taie el cu drujba. Și ia uitați aici la matcă, dragi prieteni, am revenit și la matcă. Trebuie să le fac după vlog, o să le fac și curat ăstora, pentru că ieri am încercat la ei să fac curat, dar n-am putut, pentru că era foarte tare, era beton găineațul și nu puteam. La ornamești, la zburători acolo, v-am zis, ia uitați, ăștia doi sau la pereche, ăștia vor rămâne aici, am mai mutat o pereche, am 5 perechi în pod mutate, o să mai mut câteva perechi și restul o să le las aici, sau acum să nu încerc că am vândut din ei sau chestii trestii, așa, ia uitați și pe ăștia, bălțata s-a luat cu ăla solzat, pentru că aseară când am venit credeam că solzatul ăla s-a luat cu negrul ăla lângă el, dar negru e mascul, ziceți că e femeia mea, așa, în fine. În rest, eu te-am dat mâncare și eu le pun în rănitoarea asta mâncare și ei o răspundeți pe jos. Da, vedeți, eu puțină mizerie la ei, dar o să le încerc să le fac casă, curățenie. Ieri am încercat, dar era foarte, foarte, foarte beton. Roșu s-a luat cu o solzată de acolo de sus. Dar între care e cu două nebună, în fine. Așa, masculul ăsta până tot să-l fac cu femeia de am eu talonul, adică cu unde naiba e, mă. Una e în spate rău de tot, e plângă alba aia pe acolo. Acum e în fața albii. Vânătaia o să o fac, pentru că femeia aia, am eu talonul la ea. Pe ăsta o să-l fac de 2010, o să-l fac cu bălțata asta. Așa, cuca care masculei s-a învățat la mine, o să fac cu cucul ăla, de-aia n-am lăsat-o, să n-am eliberat-o, pentru că vreau să fac cu cucul ăsta de aici, să-mi dea niște cuci frumoși. Așa, vor rămâne, o să mai mut de aici porumbei, dar să vedem înainte. O să mai mut, cred că o să mai mut perechea asta, lista și cu solzatul ăsta și restul vor rămâne aici, pentru că sper că sunt destul de suficienți. Sau dacă mai trebuie să mai mut, spuneți-mi voi să văd câte trebuie să las aici și câte să las în pod, scrieți-mi în comentarii. Da, dragi prieteni, o să... În rest sunt și ei sănătoși, foarte grași, sunt foarte, foarte grași. Pentru că acum zilele astea s-au îngrășat foarte, foarte mult. Așa, neagră trebuie să o împerechez, pentru că masculul i-am dat drumul și s-a învățat la mine. Masculul ăla vânăt, de v-am zis eu că nu s-a învățat la mine, dar hopa s-a învățat și el. Așa, care vroiam eu, sora liștii ăștia, la femeia asta listă, la asta listă de aici, la asta listă, de 2019, am băgat-o, dragi prieteni, și a doua zi, cred că când a dat oliu să o ia, s-a dus dracu, nu știu unde s-a dus, pe unde s-a băgat, că n-a mai dat de ea și n-a mai venit. Sper că o să fie pe aici, pe la vecini, sper, nu știu. Pe sor s-am lăsat aici la matcă, pentru că n-are, mi se pare prea matură și poate să plece. Roșu ăsta care l-am oprit, frate, s-a plecat. Ăla de 2018, tot UCP, a plecat, a zburat, s-a dus dracu, nu știu unde s-a dus și ăla. În fine, tot pace pe la vecin, l-am văzut. Așa. În rest, ce să vă zic, sunt foarte sănătoși porumbeii, sunt foarte în formă. Să-mi spuneți dacă mai trebuie să mai mut în ei la pod, pentru că în pod ați văzut că e mai multă lărgime acolo. Cuca și cu lista, cucu și cu lista aia, dă să scoată și ouă. Am la... două perechi, v-am zis, pui, trebuie să mă duc să iau inelele de la Nea Cornel. Zilele așa trebuia să mă duc astăzi, dar din păcate nu este la serviciu, pentru că dacă era la serviciu puteam să mă duc să le iau, dar o să mă duc mâine și mâine, apropo, începem școala, dragi prieteni, dar după școală o să încerc să fac un vlog iară pentru voi, pentru că am văzut că v-ați abonat și că ați dat like-uri și că am strâns like-uri foarte, foarte multe și țineți-o tot așa, dragi prieteni, strângeți like-uri și apăsați foarte, foarte multe like-uri. Da, dragi prieteni, ia uitați porumbeii. Porumbeii stă aici, ia uitați-i.
Așa, deci, ce vreau să vă zic, ăștia doi, ce mă, las-o, mami, stați așa că aici, stai mă, mami, las-o, păi nu aici, dă-o încoace, lasă-mă jos. Ia uitați drățușca. Asta mă cânea lângă mine că s-a învățat. Ia uitați cum pleacă. Mă cânică, vin încoace. Ia uitați și rățuiu. Da, haideți să revenim la porumbei, de una ai bătrață. Da, ăștia sunt porumbei. Sper că vă place ceea ce fac. Să-mi spuneți în comentarii dacă mai trebuie să mai mut din ei, dacă vă place ceea ce fac. Asta o să o fac cu mascul de 2013, cu asta de 2010, asta e o femeie de 2010 de la Doru, de la prietenul meu Doru, o femeie de maraton de la omul ăla, de la Mihăiești. Așa, deci dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să apăsați pe butonul de like, butonul de subscribe și să vă faceți în descriere, v-am zis, la Alex Mocan și la George Porumbei, o să-i las și lui link în descriere. Dacă se uită la acest canal, George, vezi că s-o găsi o promovare, dacă îți place, lasă și tu un like și tu, Alex. Și prieteni, eu v-am lăsat, cu voi a fost Porumbei, PJ Unvlogs, până data viitoare, pa, pa!